Ordonanța de urgență propusă de Ministerul Apărării permite României să doneze bunuri din rezervele militare. Inițiatorii proiectului spun că au avut în vedere situația din Ucraina, deciziile luate la nivelul NATO pentru asigurarea securității aliaților și solicitările de ajutor din partea partenerilor și aliaților. Legislația actuală nu permite în acest moment donarea de armament către alte state. Trebuie să privim din două perspective. Care este nevoia Ucrainei și doi, care este nevoia ca România să-și mențină sistemele de care ar putea avea nevoie în cazul în care e posibil, puțin probabil, ca România să fie obiecte a unei acțiuni militare. Dacă discutăm despre un sistem, trebuie să te gândești la câteva lucruri care sunt importante. Unu, cât de repede pot trece militarii ucraineni la a face ca acest sistem să fie operațional? Cât timp le trebuie pentru a se instrui? Punctul 2. Dacă sistemul respectiv poate fi integrat în ceea ce înseamnă sistemul mare al apărării Ucrainei. Pentru modificarea legislației e nevoie și de avizul CSAT, iar odată adoptată ordonanța, guvernul va trebui să aprobe prin hotărâre fiecare donație. Cred că este rezultatul unor presiuni mai multe externe. Noi știam de la început, pentru că de la început, din debutul invaziei, februarie, toate țările din flancul estic și-au pus problema donării de armament. Deci știam de la început că acesta e un subiect prioritar. Noi am amânat în diferite motive. Ați văzut că România nu vrea să trimită armament ofensiv, că oferim mai mult ajutor umanitar. Deci cred că acum a venit de fapt un fel de presiune. În Germania, unde a participat la reuniunea de la Ramstein, convocată de Statele Unite, ministrul român al apărării a discutat cu omologul său ucrainean și a prezentat modalitățile concrete prin care România susține Ucraina. Astăzi a avut acea loc conferință de coordonare din Germania și cumva noi nu aveam ce să oferim la nivel militar. Ori noi declaram că dăm doar umanitar și așa că, mă rog, contribuția noastră cu materiale de război ar fi fost inexistentă la conferință. Până în acest moment, atât ministrul apărării cât și premierul au declarat public că deocamdată România acordă doar sprijin umanitar Ucrainei.